Salut și bine ai venit pe canalul nostru dedicat filmelor și serialelor. Astăzi finalizăm prezentarea celor mai interesante seriale turcești lansate în anul 2022. Ca de obicei am ales doar producțiile care au fost subtitrate în limba română și pot fi găsite pe internet. Deci, hai să începem! E timpul să iubești. Zilele lui Caan de mult au devenit sumbre și monotone. Lucrurile care i-ar face fericiți pe majoritatea îl apasă cu o greutate insuportabilă. Chiar dacă este descendent dintr-o familie renumită și bogată, director general la o întreprindere internațională, bărbatul de mult nu mai simte nici bucurie, nici fericire. Într-o zi o întâlnește pe Feruze, o tânără studentă care, asemenea unei brize, îl trezește din amorțeală. Fiecare privire, mișcare sau zâmbet al frumoasei Feruze sunt ca razele de soare ce topesc gheața din inima lui Caan. Pentru a se convinge că sentimentele tinerei vor fi sincere și ea nu va căuta doar beneficii financiare, că îl va îndrăgi pe dânsul, dar nu familia sa influentă, Caan se prezintă cu un nume fals și spune că este un simplu șofer. Zi după zi, relația celor doi devine tot mai apropiată și tânăra, dorind ca între ei să nu fie secrete, îi mărturisește că mama sa l-a omorât pe tatăl ei și acum se află la închisoare. O descoperire care la sigur ar speria pe orice bărbat care ține la imaginea familiei sale. Totuși, spre surprinderea lui Feruze, Caan nu pare deranjat de această noutate. Faptul ce o bucură pe tânăra, care nu știe că iubitul său are secrete mult mai întunecate și respingătoare, dar el a mințit-o chiar din prima clipă din care s-au cunoscut. O poveste cu Zeynep. De mică, Zeynep s-a obișnuit cu faptul că este semința rea, anume așa o numea tata când tânăra ieșea din cuvântul său. Angajată într-o casă înstărită, deși bună la suflet, Zeynep mereu se uita cu invidie la viața bogaților, știind că una ca dânsa niciodată nu va trăi așa. Însă soarta-i surâde. Într-o zi, Zeynep și iubitul său, Alp, au găsit o geantă plină cu bani. Fără a sta mult pe gânduri, tânăra, luând banii și părăsind iubitul, a plecat în lumea mare. Deși suma era frumușică, Zeynep înțelegea că nu-i va asigura pe mult timp viața avută pe care și-o dorește. Ea trebuie să cheltuie cu cap și să atragă un soț bogat care o va întreține și va îndeplini toate capricile. Fiind ajutată de Merih, un stilist profesional, Zeynep se transformă în Melis, o domnișoară fermecătoare și o antreprenoare de succes, recent venită din Londra. În această imagine, Zeynep, sau mai bine zis Melis, face cunoștință cu un urchi oxal, un holtei arătos, moștenitor al unui holding internațional. Rafinamentul și inteligența tinerii îi cuceresc pe părinții lui Onur, care de mult caută o noră demnă de familia lor. Însă bărbatul are alte idei despre viitorul său și spre disperarea lui Zeynep se pare că deja și-a găsit o mireasă. Între timp, stăpânul genții găsite dă de urmele lui Alp și îl amenință cu moartea dacă tânărul nu întoarce banii. Acum, pentru a-și scăpa pielea, Alp pornește în căutarea iubitei dispărute. Viața de azi. Chiar dacă este tânăr, devotamentul lui Barâș i-a ajutat să avanseze rapid până la postul de medic șef la un spital micuț într-o provincie turcească. Spre mirarea celor care îl considerau un fraier, Barâș a reușit să transforme acest spital sărăcăcios în unul din cele mai bune din Turcia. Acum, în fața tânărului medic, este o nouă provocare. El este numit șef la un spital care anual primește 10.000 de persoane. Însă, de data aceasta, interesul lui Barâș nu este doar profesional, deoarece anume în acest spital, din cauza medicilor, a murit sora sa. Știind că pe lângă doctori incompetenți, instituția mai are și alte probleme serioase, noul șef este hotărât să schimbe situația la 180 de grade. Din start, eliberând o bună parte din medici, noul șef practic paralizează spitalul și, convins că anume aceste acțiuni radicale vor aduce rezultate, Barâș începe să formeze un colectiv nou din persoane devotate meseriei, specialiști talentați care vor salva vieți, dar nu se vor gândi doar la beneficii materiale.
Și dacă la început tânărul șef nu era luat în serios, pe măsură ce-l cunosc, subalternii încep să-l aprecieze tot mai tare pentru optimismul, dăruirea și dragostea pentru pacienți. Însă ei nu știu că tânărul Barâș lupta contra cronometru și trebuie să se grăbească să schimbe acest spital, deoarece nu are așa de mult timp la dispoziție. Șansa vieții mele. Când Yonja l-a întâlnit pe Alpay, ea credea că el este acel unicum, dar faptul că este gravidă și mai mult a întărit convingerile sale. Însă Alpay avea cu totul alte planuri. Lăsându-și iubita însărcinată, bărbatul a plecat și niciodată nu s-a interesat de soarta ei sau a copilului. Doar mama i-a rămas aproape, încercând să o ajute cu ce poate. Ducând-o prost cu banii, Yonja a fost nevoită să lase studiile și să se apuce de orice muncă care ieșea în cale pentru a-și întreține fetița. Într-o zi, în cafeneaua în care lucrase, a apărut un domn misterios care i-a făcut o propunere generoasă, însă nu prea legală. Fiind o persoană de bună credință, Yonja a respins oferta, hotărâtă să trăiască o viață modestă, însă cinstită. Între timp, mama sa a decedat și tânăra a rămas singură în voia sorții. Alungată din gazdă din cauza datoriilor, Yonja se mută la o prietenă, sperând că totul se va regla cu timpul. Însă aici, ea este martoră la omor și din lipsă de alți suspecți, ulterior este arestată. Acum, rămasă fără bani și casă, învinuită pe nedrept și amenințată cu închisoarea, în viața tinerei se întoarce Alpay, hotărât să ia fetița. Disperată și speriată de gândul că va pierde fiica, Yonja acceptă propunerea bărbatului misterios. Însă această hotărâre o duce drept în capcana aranjată de poliție, care de mult îl urmărește pe domnul misterios, astfel complicând și mai tare viața lui Yonja. Te-am ascuns în inima mea. De la vârsta de 6 anișori, Zeynep a rămas în grija buneilor. Crescând, Zeynep a devenit o domnișoară frumoasă și inteligentă. Pentru a răsplăti eforturile, domnul Isuf și-a numit nepoata director general la întreprinderea sa și se bucura nespus pentru fiecare succes al tinerii. Unica ce îi umbrea fericirea era faptul că Zeynep nu se grăbea să se căsătorească. Din acest motiv, bunelul grijuliu încearcă să-i găsească el o candidatură potrivită. Dorind să scape din această situație jenantă, dar fără a-l supăra pe domnul Yusuf, Zeynep i-a spus că deja are un iubit, sperând că el va opri căutările și în sfârșit o va lăsa în pace. Însă despre pace nici vorbă, deoarece domnul Yusuf de mult a vrut să audă această veste minunată. Pentru a fi sigur că scumpa sa nepoată a făcut o alegere reușită, el vine în Istanbul pentru a face cunoștință cu viitorul ginei. O întorsătură la care Zeynep la sigur nu se aștepta. Pentru a ieși din această încurcătură și fără ca bunelul să-și dea seama că a fost mințit, tânăra îl roagă pe Jiva Mert, un bărbat pe care l-a cunoscut întâmplător, să joace rolul iubitului său. Mirat de această propunere neașteptată și indignat de faptul că îi se cere să mintă un domn în vârstă, Jiva Mert respinge această idee. Însă aflat într-o situație financiară delicată și știind că Zeynep o să-i achite orice sumă care nu ar cere, bărbatul își dă acordul să fie logodnicul tinerii pentru 2 luni. Destul de repede, vestea despre relația dintr-o domnișoară bogată și un băiat dintr-o mahala sărăcăcioasă a orașului începe să se răspândească tot mai mult, creând pentru cei doi, așa zis îndrăgostiți, tot felul de situații de la amuzante până la periculoase, dar aceste 2 luni cât vor fi împreună, va schimba pentru totdeauna viața celor doi. Cam atât am vrut să-ți povestesc despre cele mai bune seriale turcești care au apărut în anul 2022. Ca de obicei, așteptăm comentariile tale cu impresiile despre serialele care le-ai văzut. Nu uita să te abonezi dacă încă nu ai făcut-o și să activezi toate notificările pentru a fi la curent cu toate videoclipurile postate de noi. Pe curând!